Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Adevăruri Ascunse, sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre cum descoperim o persoană falsă. Poate se află deja în cercul nostru de prieteni, poate se află în cercul nostru de la locul de muncă. Sunt diferite situații și este bine să cunoaștem aceste semne foarte importante. De asemenea, o să vorbim despre noul an chinezesc. Ce aduce pentru noi zodia iepurelui. De asemenea, avem și rubricile noastre permanente, leacul zilei, pilda zilei și vedem ce spun runele pentru săptămâna care urmează. Lidia Feciorul, bioenergoterapeut. Bună seara! Și maestrul Mihai Voropchievici, numerolog. Bună seara, bine v-am găsit! Hai să vedem, Lidia, ce înseamnă o persoană falsă, în primul rând. Ceva ce nu este ceea ce pare, nu? Nu că nu este ceea ce pare. Este... Că aici vine și invidia și sunt multe chestii, dar să le luăm de la, așa, de la un capăt. Observăm persoana care este falsă lângă noi că începe să facă glume toxice. Uite, de pildă, păi ce mă pun eu cu tine, cu vedetele? Dar spune chestia asta într-un cerc destul, cu ceilalți. Exact, destul de mare, adică la o petrecere sau... Păi ce mă pun eu cu voi, cu vedetele sau glume din astea? Care deranjează, dar le spun sub formă de glumă ca să nu se interpreteze. Probabil. Ea crede că face mișto, că făcând glume pe chestia asta, de fapt vrea să se pună în evidență. Înțelegi? Deci, folosește chestia asta ca să atragă atenția. De a crede ceilalți că e mai deșteaptă, că e mai sau mai deștept, de ce nu, că și bărbații și femeile fac același lucru. Încep să facă mișto unul de celălalt. Ai, băi, tu nu vezi că te-ai încălțat cu pantofii pe dos, că... sau, mă rog, chestii din astea, dar toxice, care de fapt, într-un fel, dacă ai sta să te gândești, nu ar trebui să le spună. De fapt, niște chestii care deranjează persoanele respective și de aia le pronunță. Păi asta e, că ceea ce pronunță îl deranjează. Îl deranjează că ești îmbrăcat mai frumos ca el. Îl deranjează că ești mai de succes ca el. Îl deranjează că ai o nevastă mai mișto ca el. Ai înțeles? Adică toate chestiile astea le spune făcând glume de prost gust. Da, așa se numesc. Da. Glume de prost gust. Că sunt toxice, toxice, sunt de prost gust. Așa. Și așa vezi invidia din acest om, pentru că sarcasmul ăla cu care face miștourile, care sunt niște miștouri, nu sunt glume, glume în sine. Ele bat undeva, plus că bat undeva în ei însăși. Da. Așa. A doua este persoana toxică, persoana falsă de lângă noi, încearcă să-i mulțumească pe toți. Da, e la dispoziția tuturor. E la dispoziția tuturor. De îndată ce începi să comunici cu o persoană falsă, înțelegi din start că acești oameni nu au părerea lor. Ei imediat se adaptează sub orice chestie. Înțelegi? Deci, neavând propria lor părere. Se lasă dirijează cei din jur. Nu e. Sunt falși, sunt cu interes. De multe ori îți promite ajutorul, dar nu se ține de cuvânt. Știi, de ăla care lasă că fac eu rost. Da, lasă că te ajut să niște. Lasă că te ajut eu, fac eu rost, nu e nicio problemă. Dar nu se ține de cuvânt și nici nu face rost. Dar doar te încurcă, doar ca să-ți facă vreo șicană. Ai înțeles? Și ca să-ți creeze probabil așteptare. Exact. Dar îți dă părerea pentru că în forma asta de lingușire, practic, îți dă părerea de un om săritor care e acolo la orice apăsare de buton, indiferent de buton. Da. Da. Așa. Al treilea lucru. Este dispusă să facă orice pentru a câștiga încrederea. Și aici este oamenii problemă. Sincer nu trebuie să depună eforturi pentru a câștiga încrederea nimănui și nici nu să depui efort de a cunoaște pe cineva. Unora le poate lipsi farmecul. Uite, eu de multe ori sunt lipsită de modestie.
Ai înțeles? Sunt lipsită de modestie. De mai sunt momente. Da, știi cum spun eu, asta așa funcționez. Na, nu, altă variantă n-am. Da. Ai înțeles? Dar ei, oamenii falși, de obicei fac trucuri. Se dau peste cap ca maimuțele doar ca să creeze o părere bună. Da? Și își pierd multă energie. Îți dai seama că principala lor preocupare să fie bine, să nu cumva să iasă ceva. Îți dai seama că de fapt greșit. Chestia asta normal are un interes că face chestia asta. Absolut. Al doilea este că de obicei oamenii de genul ăsta, ei se străduiesc să știe tot. Să afle tot. Să afle tot. Să afle toate secretele tale, toate slăbiciunile tale, toate... Ca să te poată manipula. Obligator. Obligator. Așa. Al patrulea este că nu respectă limitele străine. Adică, persoanele false nu pot trăi o zi fără să intervină în viața cuiva. Trebuie să existe, să deci bage capul în poză. În fiecare zi trebuie să facă ceva. Uite, de pildă, am avut eu o chestie, am fost plecată undeva în vacanță și era un tip care se băga în poză, în toate pozele unde se făcea poză, el se băga în poză. Înțelegi? Așa și oamenii ăștia. Falși. Ei trebuie să se bage în viața cuiva în fiecare zi. Nu contează. Da, subiectul. De subiect, de timp, de despre ce merge vorba, nu contează. Ei trebuie să fie acolo. De situație, nu contează. Ei trebuie să fie acolo. Câteodată obsesia lor se manifestă în a da sfaturi nedorite. Nedorite. Și de moarte, de foarte multe ori am spus, nu dați sfatul decât dacă vă este cerut. Dar e important acest lucru. De foarte multe ori când încerci să dai sfatul cuiva necerut și nedorit, obligatoriu acel om nu mai vrea să te vadă. Pentru că să nu uităm că poate într-o zi o să discutăm despre empatie. Să vezi cum simt oamenii empatici, cum simt falsitatea omului om într-o secundă. Da, au acest exercițiu. Exact. Și ca să știm, oamenii empatici, când găsim oameni care empatizează cu celălalt, care plânge după cu celălalt odată, care râde cu celălalt odată, care, nu știu, trăiește sentimente cu celălalt, sunt oameni care percep și minciuna și excrocheria și tot ce vreți voi. Foarte ușor. Foarte ușor. Într-o secundă se citește omul, fără discuție. Da, pentru că au acest exercițiu al sentimentelor. Exact, exact. Plus că ei așa sunt. Asta e natura lor, să fie empatici. Sunt empatici, sunt mai emoționali. Mai sensibili. Mai sensibili. Și sensibilitatea lor îi ajută pentru a recunoaște toate lucrurile astea. Bun. Așa. Omul fals adoră bârfa. E mediul propice. Puleu, Doamne, pentru persoanele false, zvonurile, speculațiile și tot felul de scenarii, legături despre lucruri existente și neexistente. Înțelegi? Da. Asta este. În unele cazuri, bârfa este o boală pentru unele persoane. Deci în toate cazurile e o boală, să știi. Zici? Da, nu în unele. În toate cazurile e o boală. De ce? Pentru Dar că sunt oameni obligator... dedicați acestui lucru. Pentru că obligatoriu omul când bârfește, adauge ceva de la el. Mai pune, da, mai împodobește ceva. De aceea când ajungi la capăt și ai ajuns și tu, ai auzit că te-a bârfit cineva, îți dai seama că de fapt ce a ajuns la capătul tău este cu totul altceva decât de unde s-a pornit bârf. Ce... Da, e altă realitate. Total. Era altceva. Total. Ca la Radio Erevan, da. Și atunci descoperi lucruri noi despre tine, știi? Da, nici măcar tu nu știai că există. Exact. Despre care nici măcar nu știai că le ai. Așa. Vrea să fie mereu în centru atenției. Omul fals. Da. Caută. Da. Modalități. Băgătorii de seamă. Noi le spunem. Noi le mai spunem, nu? Da. Băgătorii de seamă. Ei se bagă în seamă cu toată lumea, ei să facă toate alea, ei să apară acolo. Da, sunt drăguți, încearcă Ștefan, să sperie pe toată lumea. Mâncătorii de...
Da. Așa spune el. Păi da, a pus băgătorii de seamă se transformă după aceea în mâncătorii, mâncătorii de naștere. No, există și o evoluție a lor. E cum? E cum? Oamenii falsi sunt capabili să doar de realizări false, înțelegi? Adică tot ceea ce fac ei nu se pot face remarcabil prin chestia asta, pentru că deseori vor să apară în preajma, în umbra, în lângă. Deci ei trăiesc prin simbioză, ei nu pot fi individ exact. Și atât. Ei trebuie să trăiască în umbra cuiva. Tine, da. Că ești Cătălina, lângă Mihai, că este Mihai, lângă... Dar trebuie să fie foarte trist. Cred, cu siguranță este trist. Să poți trăi doar după regulile celorlalți, să faci totul pentru ceilalți, ce doar trist? Ca să fii remarcat. Cătălina, știi ce e trist? E trist când nu mai au lângă cine să alinia. Și de fapt își dau seama că nu trebuiesc nimănui. Dar ei de ce fac chestia asta? Au un scop anume? Întotdeauna există un scop. În tot ce spunem noi, în toate fazele astea, există un scop. Au un interes. Cu siguranță. Dar nu ține mult. Corect. Nu ține decât cât este cealaltă persoană lângă el. Când a dispărut cealaltă persoană de lângă el, el e zero. N-are nimic. Da. Nu are ce arăta. Exact. Așa, mai departe. Să mă suni mâine. Așa. Că eu vin să te ajut la curățenie. Sau... O promisiune din aceasta... Da. Bă, nu pot să-ți dau azi bani împrumut că-ți trebuie, dar mă suni mâine. Mâine nu mai are. Telefonul e închis. Nu-l mai găsești. Dispare când nici nu gândești și când ți-e lumea mai drag. Da. Adică sunt oameni care doar din vorbă pot spune, promite, dar în bază nu fac nimic. Și dispar când crezi tu că ți-ai pus toată încrederea în el. Adică îi poți spune, vezi că mâine e ceață, să nu dispar ca măgar. Să-l atenționezi. Da, există astfel de tipologii. Da, știi? Da, și pentru că, de fapt, o fac de răutate, de a nu te susține, într-un caz, într-o situație poate critică pentru tine. Da, nu, acum că mă gândesc, n-aș vrea să cunosc, practic. Bravo. Dar de ce nu știu treaba asta? Ca și cum el ar fi persoana cea mai importantă din lume și tu erai dator să-i explici. Dar eu de ce n-am știut asta? Dar știi cum așa de... Da. Au și probabil șocant. Și această modalitate de a se introduce cu forța în viața ta și fi acolo omnipezent. Da. Genul ghimpe. Noi de obicei oamenii cu creier în cap, care mai avem creier în cap, când simțim că ne este invadată linia roșie, știi cum să spui? Când cineva vrea să afle din intimitatea ta foarte mult sau se bagă, lasă că vin eu să te ajut, dar nu vreau să mă ajut când vrei tu. Da. Poate că o să am eu nevoie de ajutor, o să te sun. Înțelegi? Eu mă dezic de oamenii ăștia de obicei. Da, cei care vor să te ajute de cu forța. De servili. Da. De servilism. Ar putea să aveți o scamă. De servilismul ăsta foarte puternic, că nu e ok. Așa. Oamenii falși nu-și pot exprima emoțiile. De ce? Pentru că ei întotdeauna sunt adaptabili după toate formele de manifestare. Da? Da, sunt cameleonici așa. Exact. Și ei nu-și pot exprima emoțiile. Din această cauză ei nu-și pot exprima emoțiile. Da. Da. Ei uită cum este cu adevărat să fii trist și să plângi, știi? Uită cum este cu adevărat să fii bucuros și să te bucuri. Mă, astea sunt lucrurile care, na, la nivel subtil așa, le vezi. Îi lipsește consecvența. Al 10-lea punct pe care îl dăm astăzi, îi lipsește consecvența. Când o persoană minte prea mult, mai devreme sau mai târziu, se încurcă în propriile lor minciuni. Logic, n-ai cum să-ți minte atâtea. Oamenii falși nu știu să fie consecvenți și prins cu minciuna imediat. Că n-au cum.
sar de la o idee la alta, schimbându-și constant planurile de, și punctele de vedere. Planul de acțiune și punctul de vedere. Da. Adică azi am părerea asta, mâine dacă te văd că te-ai împăcat cu ideea, îmi schimb și eu părerea. Da. Ziceam că cred că e foarte mă trist. Bucur, ai devenit mai bună, dar de aici să întoarci. Ce proastă ești. Înțelegi? Deci ceva de genul. Da. Dacă îi vedem, să-i alungăm. Mai eu zic să nu atât să-i alungăm, cât putem fi foarte diplomați în a ne alege oamenii care sunt în jur. De aceea noi când îmbătrânim nu înseamnă că devenim mai mintoși, că am îmbătrânit. Asta e bașca, că devenim mai mintoși. Dar avem mai multă experiență. Devenim mai înțelepți. Și atunci, dacă rămâi prost până la capăt, până la deci bătrânețe, înseamnă n-ai nicio scuză, știi? Da, n-ai cum. Dacă înseamnă că așa te-ai născut. Nu mai poți dacă repara. Dacă nu vrei să evoluezi, e treaba ta. Da. Bun. Maestre, ziceam că începe noul an chinezesc. Îți place fritura de iepure? Nu. Nu-ți place vânatul, nu? Nu. Dar cu tigru te-ai înțeles anul trecut? Da, foarte bine. A fost un an. Păi da, pentru foarte că bine, m-am înțeles. El, cu toate că era tigru de apă, tu ai perceput mai bine, nu știu, stările astea de șoc, de lucra sub tensiune. Sunt persoane care le acceptă. Mie mi-a fost bine, m-am supus. Vorbesc de nivelul individual, că așa individual, vorbim despre la nivelul... total sunt oameni care... N-a fost care un an bun pentru noi Dumnezeu, pe planetă. Doamne, bine că a trecut 2022, cu... că au fost... Da. E tigru, este animalul, el trebuie să apere, să lupte, să facă. Și acum? Acum lăsăm. E 2 ani consecutiv, adică 2-ul și 3, în numerologia chineză, sunt ani de apă. Ținând cont, luând așa notația M, A, L, F, P, adică metal, apă, lemn, foc și pământ. I-au grupați câte 2 ani, câte 2 ani, câte 2 ani. Sunt 5 elemente, câte 2 sunt exact 10, că pleacă de la 0. 0 și 1 e un an, 2 și 3 au fost an de apă. Iar după foc și pară, mai vine și vreme bună, nu? Vine iepuraș, anul iepurului. Este iepurile de apă, negru. Deci îi spune așa pentru că elementul apă în zodiacul chinezesc e considerată cu, nu e culoare, e non-culoarea, cu negru. Dar asta nu înseamnă că iepurile dacă e negru nu e simpatic și nu e drăguț și nu e frumușel și nu e drăgălaș. Pentru că iepurile în zodiacul ei, din tot ce acceptă cel mai mult, e iepurile pe primul plan. Și maimuța că e volatilă, știe să descurce. Da. Astăzi două animale favorite, că sunt și celelalte, încă 12, sunt zodii grele, fiecare cu încărcătura lui. Dar minunea asta de iepuraș vine ca simbol al prudenței. Iepurile, în anul iepurului, nu vom fi îndemnați să facem investiții, să scoatem banii de la bancă, să ne ducem să cumpărăm, eu știu, ultimul gen de mașină, ultimul tip de apartament sau cine știe ce alte lucruri. Te sfătuiește, nu vrei tu să aștepți, mai vine anul următor. Anul ăsta e an de prudență, de economie mai mult. De cumpătare. De cumpătare, pentru că iepurile zice el că e fricos, dar nu e fricos. El știe cum să se descurce și cum să se plieze. E un animal, așa cum am spus, norocos. Iepurile vine și protejează casa și familia și are un rol important în toată comunitatea noastră. Și are o viață socială foarte bogată. În 2023, iepurile ne îndeamnă să fim atenți cu tot ce avem și să ne organizăm bine la locul de muncă. Să ne protejăm interesele și finanțele. E a doua oară când ne atrage atenția. Protejați-vă și interesele, dar și banii. Pentru a nu a ne putea păstra câștigurile. Anul nu aduce șanse extraordinar de spectaculoase, dar sunt ocazii, vin pe zone, pe tronsoane, anumite, dintr-o lună să zic, ai două, trei ocazii din astea ofertante pe care nu trebuie să le... Totul ce vine, vine ca spotul la publicitar.
7-8 secunde, 3 secunde, 2 secunde. Ai fost pe fază, ai pus gheara pe el? Al tău e. Ai prins ocazia. Deci ne îndeamnă să fim atenți la toate oportunitățile care apar în jurul nostru. Ce să spunem despre iepure? E apreciat de foarte mulți chinezi pentru că e familist, un organizator, iubitor de copii, muncitor, gospodar, echilibrat și iubitor de lucruri fine și de calitate. Deci anul ăsta nu o să mai mâncăm orice. Să fim și noi. Vreau și un pic din asta, vreau un alt. Păi când și ce facem cu finanțele noastre? Păi da, și dacă e să cumpăr, nu cumpăr în exces, că vreau neapărat. Păi oricum, alea se cumpără la 100 de grame. La 100 de grame. Sau la gram, de fiind gram. Da, știi ce e bine? Că nu mai sunt cântarele alea vechi, știi, care țin de casa. E acolo pe lat. La trântit zice, atât vă costă, să rămână. Gata. Dacă tragi cu ochiul și vezi gramajul, zici, las că e mai bine și mai puțin și bun. Dar anul ăsta, comparativ cu anul trecut al Tigrului, în care au fost războaie, certuri, scandal, totul a trăit, pe tensiune, pe teamă, pe foc și pe spaimă, iepurile anul ăsta se dovedește a fi un bun diplomat și caută pe cât e posibil, acolo unde este ceartă, discordie, să vină să reunească, să înțeleagă, să explice, ești un bun sfătuitor, și să le fie alături tuturor oamenilor care au nevoie de sfaturi, de îndrumări și acolo unde trebuie să se stingă un conflict. Sperăm să fie cu bătaie lungă și să se stingă și conflictul, care ne-a dat destule și încă ne dă destule spaime și pierderi de vieți. Iepurile e o persoană calmă, spune, plină de idei și resurse nebănuite, care descurcă în multe situații dificile. Eu mai știam despre iepure, că iepurile e atât de fin și de diplomat, dacă i-ai făcut un rău, te lasă, te pândește și te atacă cu atâta diplomație de nici nu știi ce te-a lovit. Și zice, pisica aia mi-a făcut rău? Și stă și râde. Nu-ți convine? E vece din Sișoran? Deci nu trăi supărat pentru că nu este un animal răzbun. Dar nici nu vrea să rămână dator. Iepurile preferă liniștea și pacea, da? Se descurcă bine din punct de vedere financiar. Să vedem cam ce speranțe am avea. Chinezii speră ca iepurile să aducă în primul rând multă pace și liniște în toată lumea. Să aducă o soluție pentru cei care au pierdut foarte mulți bani în anii precedenți prin acțiuni gândite, prin investiții care nu sunt la locul lor. Dar iepurile e asociat și cu o stare de sănătate bună. Pentru că el o ocrotește și familia, e și aducător de dragoste. Deci anul ăsta e un fel de dragoste, dar o dragoste din asta mai elevată, mai spirituală. Deci anul ăsta nu vine cu cum a fost Tigrul. Cu aventuri. Băi, eu te iubesc, hați laba pe el. Iepurașul vine și nu vrei să mă mângâiești pe mine? Că mă mâncă pe spate un pic așa. Te îndeamnă să fii mai finis, mai delicat întotdeauna. Știe să se adapteze la vremurile dificile, la situațiile conflictuale și cum să-și protejeze la rândul lui avuția, dar și familia. Că unde discuți despre iepure, chinezul va vorbi de an bun pentru familia lui. El așa spune. E bun pentru familia mea și pentru bani. Și nu mă las să-ți fac prostii. Iepurile te mușcă dacă îți bagi mâna în buzunar și vrei să faci cheltuieli. Pe de altă parte, e un an bun, binecuvântat, pentru cei care n-au copii sau cei care își doresc copii. E un an cu, nu știu cum să zic, fertilitate și bersul la ca iepurul. Știi? Că iepurul ai care 5-6 iepurași. Cam așa e și cu anul ăsta. Anul ăsta natalitatea va fi mult mai pe o treaptă mai ridicată față de anul tigrului, de anul trecut. Ce să mai spunem că elementul ăsta 3 care l-are în coadă, anul 2023, este asociat cu feminitatea, cu tot ce înseamnă accent pe creație, imaginație, frumusețe, estetică, dezvoltarea artelor și a științelor umaniste. Deci anul ăsta să ne așteptăm că tot ce vedem iepurițe prin oraș, nu caprioare, iepurițe, vor fi mult mai stilate, mult mai frumoase, vor mirosi mai deosebit, că își vor alege niște parfumuri, chiar dacă sunt undeva mai scumpe,
pentru doamne, niciodată nu te ceri cu ea că a făcut cheltuiel mai mare. Că nu vrei să strici armonia ca să mai bagi mâna în portofel și mai aveai și o rezervă. Hai, mamă, mai ia ceva acolo. Forța creatoare vor apărea, bănuiesc, și oameni, și pictori, și producători, și cinematografie, și piese noi, interpretări noi, tot ce înseamnă creativitate e la cote înalte. Deci iepurașul ăsta este ca de Paște, cu toate că n-ai nicio asociere cu ou de Paște, dar iepurașul va picta extraordinar și te va obliga să vezi, adică nu te va obliga, te va atrage prin ceea ce a realizat el. Tot ce înseamnă contribuție la frumusețe și mai ales pe latura feminină va fi extraordinar. Deci, cum s-ar spune, anul ăsta vom vedea oameni mai eleganți, femei mai frumoase, mai elegante și cu dorința de a ieși undeva în evidență. Ca dovadă, felina noastră, da? Că tot îi place ei să laude. Băi, când e omul frumos, degeaba să laude el, că toată lumea știe că e frumos. E nasol când se laude și e urât. Atunci, da. Ei, ia să vedem noi carieră, bani și avantaje materiale. Iepurile vrea ca anul să fie prosper și să ajute și celelalte zodii din zodiacul chinesc, că sunt foarte multe care își doresc ceva prosperitate. Dar vezi că în 2023 nu toate zodiile din zodiacul chinezesc relaționează bine cu iepurul. Așa cum e și la noi în zodiacul european. Unii au afinități, alții mai puține afinități și atunci trebuie să vedem cam ce compatibilitate ar fi între ei. Uite, zodiile care vor avea un an bun sunt bivolul, șarpele, capra și câinele. Sunt compatibile cu iepurele. Sunt compatibile în anul... Deci tot ce înseamnă bivol, șarpe, capră, câine se pliază bine pe ajutorul pe care îl oferă domnul iepure. Pentru că anul care începe la 21, la 22 ianuarie, anul chinezesc, și se termină pe 24. Anul următor va fi un an mai generos, mult mai multă stabilitate, mai și multă stabilitate și mai puține surprize neplăcute. În schimb, sunt ani, adică anul 2023 este un an mai greu pentru dragon, cal și maimuță. Sunt trei zodii mai destul de puternice, dar iepurile se cam teme de dragon și atunci nu vrea să-i ofere ceva ca nu cumva să nu-i fie pe plac. Calul se sperie de iepure, că iepurile intră printre picioarele calului și îl sperie și atunci o rupe la fugă. El, iepurile, vine cu gând bun, hai să-ți oferi ceva benefic. Și calul zice, nu, dacă nu pleci, te lovesc. Deci calul nu face casă bună cu iepurul. Maimuța, care e o profitoare, ce o să facă? O să stea în copac și îl pândește pe iepure când trece cu sacul plin de bunătăți și cu bani și vrea să-i fure. Pentru că ea, fiind o profitoare, știe cum să agonisească. Și atunci iepurile se ferește pe cât e posibil să nu facă parteneriat cu unul din cei trei, dragon, cal sau maimuță. Pentru cele trei zodii vor apăra mai multe riscuri. Anul e puțin mai tensionat și e foarte bine să aveți grijă. Pentru că se mai întâmplă să mai existe și probleme de sănătate în familiile acestor persoane și dureri care sunt pe latura de sănătate, că îl doare o mână, că îl doare un picior, că îl doare spatele, care o migrenă sau alte probleme. Deci protecție totală pentru cele trei zodii, dragon, cal și maimuță, să nu riște nimic inutil și să fie foarte prudente. Așa cum spuneam, cele trei zodii trebuie să se protejeze, să nu riște nimic inutil și să fie foarte prudente pe parcursul anului 2023. Hai să vedem ce elemente norocoase aduc anul iepurului în acest 2023. Numerele norocoase ale anului sunt 3, 4, 6, dar și numerele care le conțin, cum ar fi 34, 46, 26, 16. Adică să aibă 3, 4 sau 6 în coadă.
Sau să le combinăm între ele, 46, 36, 64, 63. Păi da, dacă le iei cu 4, zici 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84. Hai, domne, că știi să nu merg din 10 în 10. Bun. Da, bun. Zile norocoase. Zile norocoase. 26, 27 și 29 ale fiecărei luni. Frumos, nu? Culorile anului, ei nu au numai o singură culoare. Anul 2023 în zodiacul european e culoarea albastru. Dar ei au roșu, roz, violet și avea albastru. Deci iau, nu știu cum să zic, crescendo. Rozul cu roșu. Da, nu, mai are până la 7 acolo mai. Florile norocoase, ei iubesc foarte mult și grinii și iasomie. Că iasă 1000, că iasă 2000, să iasă doar. Direcțiile norocoase de acționare. Astea sunt pentru elementele feng shui pe care noi le putem folosi acasă. Deci ca să punem, să amplificăm undeva ceva bun, protecția casei, să punem un iepuraș pe zona de sud și nord-vest. Mai sunt și alte elemente benefice și bani și cristale. Lunile norocoase, ianuarie, aprilie, august și noiembrie. Deci ar fi 4 trimestre, 4 luni. În fiecare trimestru cam câte o lună. E bine. Foarte bine, da? Bun. Ca să îi mai învățăm cum e zodiac. Nu, găsesc găsiți pe internet. Sigur, pe țineți internet. Cont. Un singur secret să vă spun. Persoanele care sunt născute până în 15 ianuarie, indiferent de ce an, luați zodia precedent. Adică, practic, ai fi dragon, dar tu nu ești dragon. Tu ești zodia precedentă. Da, pentru că ești până... Ei au între anul 15... Anul începe, da, mai târziu. Ei au anul, poate să înceapă pe 15, pe 16, pe 17. Dar până în 15, noi avem anul ăsta, e pe 22. Asta e cu tot altceva. Și ca să nu se creeze confuzie, că de multe ori m-au întrebat mulți, dar eu nu mă regăsesc în zodiacul chinez. Normal. Când mi-a spus datele, inclusiv soția era în situația respectivă. Ea fiind născută pe 12, nu era iepure, că ar fi trebuit să fie anul ăsta. S-a dus dincolo la Tigrișor. Da, influențele rămân. Deci țineți cont de toate lucrurile acestea și vă va fi extraordinar de bine. Și voi armonizați-vă cu iepurile, da? Da. Știi cum zic maramureșenii? Iepurile e bun de friptură și mândar de țucat în gură. Ei, să aveți un an, păi e cu dragoste, așa vrea iepurile. Da, am zis ceva, da? Doamne. Și cu mâncare bună, friptură de iepure. Bun. Okay. Ce leac ne-ai pregătit, Lidia? N-am pregătit un leac, am pregătit o tehnică de a ne, într-un fel, de a ne vedea ce probleme avem. Așa, un test, o verificare. Un test, o verificare simplă pe care o putem face acasă toți. Nu ne punem diagnostice. Ăsta e un sistem de alarmă că avem o problemă. Și am să arăt aici doar o fotografie. Așa, sper că ai luat-o foarte bine. Deci luăm o lingură simplă. O purtăm prin gură, în toate direcțiile posibile, pe limbă, și încercăm să lăsăm pe ea foarte multă salivă. Așa. Luăm lingura și o punem într-o punguță, sigilată, și o punem ori la soare pe 10 minute, ori o lampă din asta care avem de masă, care bate căldurica jos și o punem acolo la căldurică 10 minute. După aceea desfacem punga și studiem lingura. Așa. Deci, dacă lingura este curată și s-a uscat saliva pe ea și nu e nicio problemă, înseamnă că suntem perfect sănătoși. Da? Dacă mirosim că sunt foarte multe, o să vedeți, medicii miroase și sângele și tot. Da? Așa. Și la dentist, ai văzut când lucrează, obligatoriu miroase pentru că e o problemă, da? Așa, dacă miroase un miros tăios așa și acid, înseamnă că avem probleme cu organele interioare. Tot ce ține de organele interioare, stomac, intestine și așa mai departe.
dacă este un miros dulceag, înseamnă că poate fi o problemă a diabetului. Da? Dacă este un miros de amoniac, înseamnă că sunt ceva probleme cu rinichii. Dacă este pe lingură, s-a format așa un fel de ca o ciupercă, saliva noastră s-a făcut de un galben, de o culoare galbenă, înseamnă că avem probleme cu glanda tiroidă. Da? Sau cu același lucru mai poate da fierea, tot la fel face. Dacă apare o culoare violetă, mă rog, înseamnă că avem probleme cu bronșii, cu circulația periferică și cu un colesterol mai ridicat. Dacă apare vreo pată portocalie, înseamnă că avem probleme cu rinichii. Deci e foarte important testul salivei. E foarte important să ne studiem pe noi și dacă simțim că nu e ok mirosul nostru din gură, că ni se pare nou, că miroase a, uite, de pildă foarte mulți le miroase gură pentru că au probleme cu stomacul. Cu tiparacitate, probleme legate cu gastrită, cu paraziți intestinali și atunci trebuie să-și facă, să duce, să face analize, să face control la medic. Asta e un test de alarmă, îi spun eu. Foarte important și simplu de făcut acasă. Maestre, runele. Alarmă. Dăm alarmă. Dăm alarma la rune acum. Ia să vedem săptămâna următoare. Pentru berbec, berbecii sunt sfătuiți să aibă răbdare, să nu forțeze mâna norocului, pentru că se spune că norocul sau surprizele plăcute sunt făcute numai pentru cei care știu să aștepte. Deci, o săptămână nu e atât de... Așteptați o zi, două și va veni rezolvarea celor probleme pe care le așteptați voi. Taurul, în schimb, e pus să-și mobilizeze toate forțele ca să-și consolideze poziția, pentru că a luat o raznă un picuț. Sau a uitat cine e și ce trebuie să facă. Deci el trebuie să revină pe poziții bune, pentru că acolo e pus să facă, să rezolve toate treburile. Și acasă și la fabă, în societate, dar și în locul de muncă. Ia uite ce facem cu gemenii. Dați toate problemele și grijile legate din trecut la o parte. Lăsați necazul în urmă și pregătiți-vă pentru o săptămână de vis mult mai bună ca cea precedentă. Și e bună. Și eu am avut și săptămâna precedentă destul de bună. Racul, o certitudine, faptul că dacă cineva se gândește la voi în mod insistent, e dator să vă trimită și un cadou minunat. Așa că aveți grijă la cine vă gândiți și cine se gândește la voi. Leu găsește răspunsul tuturor problemelor numai după ce a scăpat de Vungio în săptămâna precedentă și acum va angaja o discuție sinceră cu ceilalți membri ai familiei. Ori ai, ori albă, ori neagră. Așa că nu vă faceți probleme. Nu e o rună de ea. Fecioara. N-a mai fost Vungio la Leu, că a fost săptămâna precedentă. În săptămâna următoare, rundul o ia zodia următoare. A apărut la Fecioară. Foarte bine. Nu, pentru că astea au fost invidioase, că trebuia să muncească mai mult, să facă nu știu ce. Și a zis, ia uite, Leu, iar a pus să stea mâna pe Vungio. Poftim. Asta le s-au supărat și v-au dat și vouă. Să vedem ce faceți cu el. Că aveți o mulțime de lucruri de rezolvat și trebuie să fiți harnice și rapide. Balanța va primi și el în sfârșit, sau balanțele vor primi în sfârșit vești bune, dar vor primi și un cadou surpriză, dar și o sumă de bani importantă. Dei, Doamne! Zic și eu că tata pup. Corect. E să vedem scorpionii. Ce e la scorpion? Scorpionul e popoșghiță de gheață foarte subțire. Deci va trebui să fiți extrem de prudent la modul cum acționați în săptămâna imediat următoare. După... Săgetătorul, ce face mai? Da, băi, noi mă gândeam că săgetătorul e ieșit exact runatir. Exact săgeata lui. Și el ce face când spune mâna parc săgetătorul? De acord. Scandal.
susține o mică bătălie. Ei, sfătuiți de către această lună să nu fiți îngrijorat că problemele voastre care vă frământă se vor rezolva în mod sigur și voi veți fi câștigătorii în final. Ce lucru frumos! E bine când totul se sfârșește cu bine. Dumnealor capricornii sunt sfătuiți să-și facă bagajele și să facă o călătorie. Că asta le e preconizat, le e indicat. Vărsătorii, în schimb, au chef de scandal. Ce au zis? Am stat noi săptămâna asta, am stat și săptămâna imediat după anul nou, dar nu mai pot, trebuie să fac un pic de bârfă, să mă cer cu toată lumea. Sfatul este, lăsați bătălia aia furtunoasă și disputa pe care o pregătiți și rămâneți calmi, că totul se rezolvă. Ce trebuie să faceți voi scandal și gălăci? Ia să vedem ocrotitorii de Dumnezeu, peștii. Peștii, ia uzi, peștii sunt puși în alertă, în atenționare. Fiți atenți că veți primi un mesaj foarte, foarte important. Fiți pregătiți să-l recepționați și să acționați conform mesajului primit. Deci ei, dacă nu primesc de la mine sau de la tine sau de la cineva, primesc mesaj de la Forța Divină. În somn. Aveți rune bune, maestre. Hai, Lidia, să încheiem. Cu ce încheiem emisiunea? Păi încheiem cu o zicală foarte... o chestie foarte frumoasă. Se spune că într-o biserică, după ce s-a terminat slujba de duminică, preotul le spune, uite, duminica viitoare o să vorbim despre minciună. Cu ce ne atacă minciuna, ce se întâmplă dacă... Dar și ca să ne fie mult mai ușor să ne înțelegem despre ce vorbim, o să vă rog să citiți paragraful 17 din Evanghelie, citire de la Marcu. Și duminica viitoare discutăm. A venit duminica viitoare, părintele a făcut slujba, după slujbă zice, deci discutăm despre minciună. Vă rog să ridicați mâna cei care ați citit paragraful 17 din Evanghelie după Marcu și aproape toți s-au ridicat mâna, la care preotul zice, exact cu voi trebuie să vorbesc, o să vorbesc, pentru că paragraful 17 după Marcu nu există. Da. Evlavioși. Au picat testul. Așa încheiem adevărurile ascunse, doamnelor și domnilor. Ne revedem săptămâna viitoare. Să fim sinceri, practic. Să fim sinceri. Frumos.